Astăzi încep lucrările la drumul județean 208H, care asigură legătura între mai multe mănăstiri din județul Botoșani. Conducerea Consiliului Județean și a Direcției de Drumuri și Poduri a predat amplasamentul firmei care va reabilita cei 12,7 km de drum pietruit pe traseul Vorona-Oneaga-Pădureni. Suntem astăzi într-un moment extrem de important și vreau să vă spun că astăzi se împlinesc fix 8 luni de când am preluat președinția Consiliului Județean Botoșani. Și iată că astăzi am onoarea să, alături de colegii mei, bineînțeles, să predăm amplasamentul pentru această lucrare generoasă constructorului și ne bucurăm că, iată, drumul mănăstirilor, după o vreme îndelungată de timp, a intrat în linie dreaptă. Categoric, în cele 8 luni de mandat, prioritatea numărul 0 au fost drumurile județene. Și iată, astăzi putem spune că, după o muncă titanică, închidem practic deblocarea tuturor lucrărilor care, din diverse motive, au stagnat. Iar aceste motive nu au ținut de Consiliul Județean, ci au ținut, pe de o parte, de constructori, pe de altă parte, de modificările legislative care au venit practic și au încetat sau chiar au stagnat aceste lucrări. Conform contractului încheiat de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, peste 18 luni, drumul care leagă Mănăstirea Vorona, schitul Sihăstria Voronei, unde a început viața Monahală Patriarhul Teoctist, dar și Mănăstirea Coșula, va fi asfaltat în totalitate, astfel încât accesul în și către localitățile pe care le tranzitează, dar și la lăcașurile de cult, să fie mai facil. Această zonă și așa este frecventată de un număr mare de oameni din zona, dar și din zone îndepărtate. Dar eu nutresc speranța că prin modernizarea drumului această zonă va deveni una dintre cele mai frecventate zone din județul nostru și nu fără motiv. Drumul Mănăstirilor va fi modernizat în baza unui proiect cofinanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de aproape 30 de milioane de lei.